Statele Unite au lansat un atac aerian de amploare în Irak și Siria vineri noapte. Bombardierele americane au lovit peste 85 de ținte, precum și depozite de armament, centre de comandă și de antrenament, ce aparțin miliților echipate și finanțate de Corpul Gardienilor Revoluționari din Iran. Potrivit armatei americane, la atacul deja confirmat au participat numeroase avioane, inclusiv bombardiere cu rază lungă decolate din Statele Unite. Printre țintele care au fost lovite se numără centre de comandă și control, depozite de rachete și de drone, baze de antrenament, precum și instalații logistice și de aprovizionare cu muniție ce aparțin milițiilor din cele două țări. Cel puțin 18 combatanți pro-iranieni au fost uciși vineri de lovituri aeriene americane în estul Siriei, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ridicând bilanțul inițial de 13 morți. Imediat după atacul lansat, președintele Joe Biden a reacționat, susținând că țara sa nu caută conflicte în regiunea Orientului Mijlociu sau oriunde altundeva pe planetă. Atacul forțelor americane a avut loc la indicațiile mele și a vizat așezări din Irak și Siria pe care gardienii Revoluției din Iran și milițiile afiliate acestora le folosesc pentru a ataca trupele americane. Răspunsul nostru a început astăzi. Acesta va continua în momentele și locurile pe care le vom alege noi. Statele Unite nu caută conflicte în Orientul Mijlociu sau oriunde altundeva în lume. Dar să știe acest lucru toți cei care ar putea încerca să ne facă rău. Dacă faceți rău unui american, vom răspunde. Deși loviturile americane nu au vizat nicio locație din Iran, nu este exclus ca acestea să sporească îngrijorarea cu privire la tensiunile din Orientul Mijlociu, care au luat amploare în urma războiului de peste 3 luni dintre Israel și militanții palestinieni Hamas din Gaza. Răspunsul SUA vine după ce 3 militari americani au fost uciși și alți 40 răniți într-un atac cu dronă împotriva trupelor SUA, staționate la o bază secretă din nord-estul Iordaniei, în apropierea frontierei cu Siria. Conform serviciilor de informații americane, drona folosită în atac a fost produsă în Iran, iar Casa Albă a atribuit respectivul atac grupărilor pro-iraniene. Administrația Biden a semnalat că ar putea exista acțiuni suplimentare în zilele următoare, iar secretarul apărării Lloyd Austin a adăugat că răspunsul SUA va fi pe mai multe niveluri. În replică, Irakul a acuzat atacul Statelor Unite de vineri, spunând că reprezintă o încălcare a suveranității sale și afirmă că atacurile americane vor avea consecințe grave pentru regiune. Milițiile pro-iraniene au lansat din 7 octombrie, odată cu atacurile teroriste ale Hamas din Israel și până în prezent, peste 170 de atacuri asupra bazelor SUA și militarilor americani dislocați în regiune. Cătălin Gombu și Cristian Baran alături de noi în partea a doua emisiunii noastre. De astăzi, bună seara, domnilor, vă mulțumesc pentru prezența. Bună seara. Bună seara. Iată, avem o reacție puternică a Statelor Unite ale Americii în zona Orientului Mijlociu, ținte lovite în Siria și în Irak, ținte care au legături directe cu Teheranul, spun oficialii americani. Ce s-a întâmplat, de fapt, Cristian Barna? Este acel război de șargere cu pisica care Statele Unite îl duce acolo de la retragerea din Irak. Este clar că Siria a fost oarecum o, să zicem așa, o ecuație destul de greu de gestionat pentru SUA, având în vedere că au încercat să schimbe un pic paradigma de ducere a războiului, ceea ce a lăsat, când spun asta, spun că au aplicat altă strategie decât boots on the ground, ce au făcut în Afganistan și în Irak înainte, și s-a văzut. Din păcate s-a văzut. S-a văzut de ce? Pentru că dacă n-au fost cismele americane în Siria, acolo statul islamic și-a făcut de cap și a fost destul de greu de stârpit, pentru că 99% este stârpit acum statul islamic în Siria. Ei, ce s-a întâmplat în schimb? Acolo a putut prolifera și într-o primă fază n-a fost neapărat o veste proastă că Hezbollahul și milițiile șiite au reușit să țină piept statului islamic în anumite zone din Siria. N-a fost neapărat o veste proastă. Faptul că au făcut-o cu ajutorul Iranului, faptul că acolo a apărut și Federația Rusă și a reușit să devină din nou actor în Orientul Mijlociu, pentru că acela este momentul în care Federația Rusă a redevenit actor în Orientul Mijlociu la modul serios al cuvântului. Asta n-a fost bine. Ce vedem acum este continuarea proliferării acestei angajament al Iranului de a folosi centura șiită sau axa de rezistență șiită care pleacă din Iran, folosește și sudul Irakului, trece prin Siria și se duce până în sudul Libanului, în Hezbollah. Și aici vedem că SUA încă foarte calculat, foarte tangibil, reușește să susțină punctul de vedere, reușește să-și proiecteze interesele strategice, iar acum ceea ce vedem, vedem Statele Unite care
repreiau controlul, dacă e să mă exprim așa, încet și cu treabă bună, asupra ceea ce înseamnă aceste blind spot-uri, unde până acum Iranul și-a făcut un pic de cap, ca să spunem așa, și a reușit într-adevăr să înarmeze acolo niște miliții. Încă o dată subliniez, eficiente împotriva statului islamic la momentul acela, a fost bătălia de la Qusair, a fost bătălia de la Alep, care au fost câștigate de aceste miliții șiite cu Hezbollah și așa mai departe. Situație foarte complicată în continuare în Siria și în Irak. Iranul, deși în Irak nu mai reușește să aibă aceeași influență pe care o avea cu 3-4 ani, pentru că oarecum lucrurile s-au mai schimbat, totuși, sudul Irakului este oricând de preferat pentru ei să fie acționabil datorită populației șiite. Nu cred că sunt motive de îngrijorare ca retorsiune din partea Iranului. Cred că ceea ce am văzut noi acum, deși evident că nu se poate spune asta de către oficiali americani, este de fapt incapacitarea, în startul incapacitării miliților șiite, pentru că ceea ce vedem noi acolo și generic se numite centre de comandă sau depozite de armament, de fapt ele vor scurcircuita, iar dacă vor scurcircuita foarte mult din efortul lor de a fi active în acea zonă de acum încolo. De ce? Informațiile sunt foarte bine cunoscute de toți actorii din regiune despre potențialul acestor miliții șiite, la fel cum este și în cazul Houthi din Yemen. Iar SUA acum începe să neutralizeze această capacitate care a crescut în ultimii 3, 4, 5, 6 ani. Dar vestea bună este că SUA, făcând acest lucru, nu are competitor. Singurul moment în care SUA ar fi putut să fie oarecum pusă în, să spunem, dificultate, ar fi fost un Iran nuclear. Până când Iranul nu este nuclear și nu este capabil să retalieze cu armă nucleară, SUA în continuare prin acest gen de lovituri va reuși să păstreze status quo în Orientul Mijlociu și asta cred că este pe termen lung. Iar Iranul înțelege acest lucru, vede că deja se strânge centura sau kinga împotriva acțiunilor lor și este pe bună dreptate, pentru că avantajul este că acest Iran este puțin, și axa lui de rezistență sau centura lui șiită este puțin cam în minoritate în Orientul Mijlociu. Deci sunt mai puțini, cu mult mai puțini șiiți decât suniți și cu mult mai puține interese strategice pe care Iranul le poate proiecta cu ajutorul șiiților în Orientul Mijlociu față de masa preponderentă de suniți și de state sunite care nu văd Iranul cu ochii buni. Cătălin Gomboș, ce urmează? La cine putem aștepta? Cu siguranță vor fi alte atacuri ale Statelor Unite asupra acestor ținte. Statele Unite este de văzut și cum vor răspunde aceste forțe proxy ale Iranului sau chiar și Iranul. Mă îndoiesc că Iranul va răspunde direct cu o lovitură militară, pentru că nimeni nu vrea o escaladare până la nivel de război acolo, dar pe de altă parte eu nu aș ignora capacitatea acestor miliții de a face rău. Într-adevăr, Statele Unite au o forță mult mai mare decât ele, dar să ne amintim totuși că în perioada 2003-2004-2011 până la retragerea americană din Irak, aceste miliții au pus o problemă destul de serioasă Statelor Unite. Cam 700 statistici care au ieșit ulterior după război, peste 700 de militari americani au fost uciși de milițiile antrenate de Iran direct. Deci asta înseamnă că nu includem aici și armata Mehdi. Este un număr destul de mare de militari americani care au fost omorâți în atacuri ale unor forțe proxy iraniene, fără să fie avut o replică a Statelor Unite directă contra Iranului sau fără ca Statele Unite să fie avut capacitatea de a înfrânge aceste miliții. Este plus că, din punct de vedere, pentru că în Orient și oriunde contează foarte mult și istoricul și moralul, pentru moralul acestor miliții, succesul împotriva Statelor Unite contează. Iar acest succes a fost urmat, cum bine s-a spus, de ceea ce au făcut în Irak și Siria împotriva statului islamic, când iar au fost niște operațiuni foarte importante. Să le amintim că ele au jucat un rol destul de mare în bătăliile care au avut loc în nordul Irakului, în zona sunită. Deci ele încă au o anumită influență. E drept că au făcut pași în ultima perioadă care sugerează că nu-și doresc nici aceste miliții o escaladare după atacul
din Iordania, de la Tower 22, chiar au spus că renunță pentru o perioadă la orice operațiuni împotriva Statelor Unite și că vor lua alte obiective, la alte metode pentru a-i sprijini pe palestinienii din Gaza. Dar nu știm ce se va întâmpla în următoarele zile. Cel puțin simbolic, mă aștept să organizeze un atac, poate nu atât de sofisticat ca acela împotriva bazei americane, în care au fost uciși militari, dar de-astea standard, ca să spun, cu care ne-au obișnuit încă de 20 de ani, tiruri de mortiere, tiruri de rachete împotriva unor baze în care se află și militari americani, sunt plauzibile, măcar ca o formă de spălare a obrazului. Cristian Barna, povestește-ne puțin despre Irak. Cum arată Irakul astăzi din punct de vedere politic, regimul de la Bagdad, mă refer, și de unde această formă de răspuns la adresa Statelor Unite? Da, Irakul a fost sau ar fi trebuit sau este al doilea stat care din Orientul Mijlociu la care este la un federalism de tip politic după Liban. Războiul civil din Liban a putut fi finalizat sfârșit după acei 10 ani de groază, aproape mult mai mult de 10 ani de groază, datorită faptului că au făcut acel federalism politic și au zis așa: întotdeauna prim-ministru va fi șiit, întotdeauna președintele va fi creștin, iar președintele Parlamentului va fi sunit, cam în mare. Asta au încercat să facă și în Irak după ceea ce a însemnat căderea lui Saddam Hussein și oarecum liniștirea apelor. Și atunci am avut întotdeauna un președinte curt, un prim-ministru șiit și un ministru al apărării și un președinte al Parlamentului, cum ar fi, care era sunit. Bun, cum stăm acum în Irak? În Irak avem nordul Irakului foarte safe, foarte dezvoltat, altceva decât restul Irakului. Avem zona centrală a Irakului, unde și acolo la limita între zona centrală și zona de nord a Irakului, avem acolo Mosul și Kirkuk, unde încă se dezbate foarte mult despre influența suniților și arabilor suniți, pardon, și a curzilor. De ce? Pentru că acolo este una dintre cele două pânze petroliere ale Irakului, care generează mare profit pentru tot ce înseamnă economia și bogăția Irakului, la urma urmei. Și avem zona de sud a Irakului, care este proeminentă, dacă pot să spunem așa, deci 65% din populația Irakului sunt șiiții din această zonă de sud a Irakului și, bineînțeles, din Bagdad, adică cam jumate din Bagdad, practic este Sadr City și... Da, mai mult. În Bagdad sunt câteva cartiere au rămas unite. Așa. Aia, da. Probabil, cam așa. Despre ce discutăm acolo? Discutăm, într-adevăr, cum bine a spus Cătălin Gomboș, discutăm acolo în 2003-2004 despre armata lui Mehdi, care practic a fost o armată de eliberare națională a șiiților din sudul Irakului, cu sprijinul Iranului. În schimb, Muqtada al-Sadr, care era șeful armatei lui Mehdi, ulterior a pivotat puțin dinspre sprijinul Iranului și a devenit mult mai echilibrat în relația cu toți actorii politici și a lăsat spațiu liber pentru alți șiiți să fie cei care au fost oficial sprijiniți sau sunt oficial sprijiniți de Iran. Da, a pus accentul mai mult pe naționalismul irachian. Există acolo un echilibru. Și declarația care pare să îngrijoreze acum este, și nu este prima, este a doua declarație de genul acesta, este declarația cu privire la faptul că americanii atentează la suveranitatea națională a Irakului. Este o declarație politică pe care ei o fac. Dar cum ar putea atenta? Păi, acum dacă... Zona curdă? Prin acest atac? Dreptul internațional vorbește despre faptul că un stat este suveran pe teritoriul național și un stat își apără teritoriul național, iar orice fel de atac al altui stat pe teritoriul tău național, teoretic este considerat, poate fi considerat un act ostil de război. Adică, dau un exemplu, dacă situația nu ar fi un pic mai... Da, dar Statele Unite nu au vizat grupări teroriste, actori proxy iranieni. Înțeleg perspectiva. Nu a atacat baza militară națională irachiană. E discutabil. Povestea despre suveranitatea națională și atacul la suveranitatea națională, de fapt, e o declarație politică a celor care o fac, adică a primului ministru și a celor care sunt, de fapt, șiiții din zona respectivă, care sunt efectiv
civili sensibili la ce li se întâmplă șiiților și faptul că milițiile șiite practic sunt încorporate în armata națională și au făcut vreo 200.000 de locuri de muncă numai pentru aceste miliții șiite care sunt plătite din bugetul național al Irakului. În momentul și au o influență politică extrem de mare aceste practic, miliții. Păi, practic, ele garantează șiiților, controlează politic vorbind Irakul. Ce se întâmplă, Cătălin Gomboș? Numai puțin, ca să argumentez. Dar ceea ce, din punct de vedere a dreptului internațional, că n-aș vrea să rămânem cu această impresie că un stat, cum este SUA, a atacat statul irachian. Total de acord. Acești 2500 de soldați americani care încă se mai află pe teritoriul național al statului irachian, sunt acolo datorită unei decizii a Parlamentului irachian. Adică ei sunt acolo pentru că li s-a cerut să rămână acolo ca să ajute la reconversia, la modernizarea armatei și așa mai departe. Adică discuția despre atacul la suveranitatea Irakului generat de faptul că tu ai cerut americanilor să rămână la tine în țară, să te ajute să-ți modernizezi sau să-ți reformezi armata sau să-ți o consolidezi și după aia vii și spui păi da, armata americană trebuie să te acuminte să fie măcelărită. Adică asta am fi vrut să auzim, că 2500 de soldați americani pot fi măcelărâți pe teritoriul Irakului și ei să nu retalieze atunci când le sunt atacate bazele. Și atunci, situația este mult mai complicată din punct de vedere a dreptului internațional. Povestea cu suveranitatea, părerea mea că este total depășită, este doar o declarație politică, dar într-adevăr, acolo lucrurile trebuie să fie înțelese în adevărat sensul al cuvântului, pentru că Irakul nu trebuie lăsat în mâna Iranului. Ce se întâmplă cu suniții, Cătălin Gomboș, din Irak? Suniții din Irak, după povestea cu statul islamic, au intrat într-un con de umbră. Să ne amintim că teritoriile în care există populație predominantă sunită, adică vestul Irakului, uriașa provincie Al-Anbar, unde se află Fallujah și Ramadi, orașe care sunt celebre în întreaga lume pentru bătăliile purtate în ultimii 20 de ani acolo, sau zona de centru-nord până la Mosul, începând de la Tikrit și Samara până la Mosul, au fost controlate de statul islamic, au fost sub asaltul coaliției împotriva statului islamic, o coaliție dominată de șiiți, au fost principala forță de luptă atunci, fie că erau miliții, fie că erau încorporați în armata irachiană și acolo încă nu s-a încheiat reconstrucția. Șiiții încă încearcă să își croiască un loc în politica irachiană. De fapt, acesta este și motivul pentru care imediat după retragerea americană statul islamic a putut să aibă succes, pentru că a reînceput conflictul care abia fusese stins între suniți și șiiți. Suniții, considerându-se și într-o oarecare măsură pe bună dreptate, considerându-se marginalizați în societatea irachiană. Iar situația nu s-a schimbat, vorbim de suniții arabi, nu de curzi acum, iar schimbați, situația nu s-a schimbat foarte mult în Irak de atunci. N-a mai avut, și asta este una dintre veștile cele mai bune, n-a mai avut după înfrângerea statului islamic o mișcare de insurgență sunită, pentru că această insurgență sunită în diferitele forme, de la naționaliști la jihadiști, practic a fost activă începând cu 2003 până la înfrângerea statului islamic, nu știu, din 2018. De câțiva ani asta s-a temperat, nu că nu mai există celule jihadiste, dar a scăzut foarte mult această violență. Cristian Barna, avem o reacție vizibilă de la Bagdad, dar regimul lui Assad tace în tot acest context. Care este explicația? Regimul lui Assad, în primul rând, este încă atât de speriat de ceea ce li s-a întâmplat cu statul islamic, încât ei așteaptă să primească azimutul de la diferiții patroni, să zicem așa. Bashar al-Assad este clar că se uită întotdeauna spre Federația Rusă înainte să vorbească și spre Iran. Acum nu știu dacă neapărat în ordinea asta și dacă nu cumva înainte spre Iran și după aia spre Federația Rusă. Bashar al-Assad are o țară depopulată de suniți și îi convine foarte bine, pentru că au rămas foarte puțini suniți, având în vedere că aceștia au fugit după aceea. Iar acolo situația încă nu este foarte clară, pentru că Bashar al-Assad așteaptă să se vadă cum se vor lămuri lucrurile cu zona kurdă. Avem acolo o zonă kurdă, în nord-estul Siriei,
o zonă kurdă care este similară cu cea din nordul Irakului, adică în momentul de față beneficiază de o autonomie foarte mare, inclusiv militară, adică se discută despre faptul acum, ultima discuție între Bashar al-Assad și curzi, este legată dacă armata curzilor, adică peșmerga kurdă, va fi sau nu înglobată, vor depune armele sau va fi înglobată sau nu în armata națională siriană. Chiar mai mult de nord-est au ajuns să controleze și estul, exact, până spre granița cu Iordania. Acolo situația este următoarea. Curzii sunt cei care au fost pariu americanilor că reușesc să stârpească statul islamic și au fost un pariu corect. Au reușit. Au reușit în zona aceea. Controlează două treimi, cred. Nu, o treime, pardon. Cred că o treime din Siria este controlată acum de curzii sirieni care, până când nu au demonstrat cu sângele lor că pot să conteze și cu ajutorul american, aceștia nu contau, nu erau recunoscuți ca minoritate, ci dimpotrivă erau oprimați. În momentul de față, Bashar al-Assad se uită foarte cu atenție spre Turcia, care Turcia practic ocupă o mică parte din nordul Siriei cu armata, într-o așa zisă operațiune antiteroristă. Împotriva curzilor. Împotriva curzilor, care într-adevăr există o apropiere între Armata Democrată Siriană și PKK, care nu putem să o negăm, pentru că PKK o i-a instruit, i-a ajutat în momentele acelea grele. Da. Aceeași poveste. Discutăm despre faptul că americanii, cei 900 de soldați americani, de fapt sunt în zona kurdă și ei de acolo acționează și de fapt baza, acest turn 22 este undeva aproape de baza Al-Tanf, care este baza cea mai importantă, una dintre cele mai importante baze americane. De ce? Pentru că acolo a fost ultimul loc unde au stârpit statul islamic și acolo au rămas ca nu cumva pe acolo să se mai miște între Irak și Siria. Acolo deschiseseră granița, practic, statul islamic și spuseseră că fac un stat întreg. Iar Bashar al-Assad așteaptă să se lămurească. În primul rând există un... se numește parcă Triunghiul de la Astana sau cum se numește grupul de la Astana care discută despre soarta Siriei. Da, da, forumul Astana. Avem Federația Rusă, Iranul, Siria și Turcia. Și Turcia. E, atâta timp și am discutat anul trecut despre ce va face de fapt Recep Tayyip Erdogan raportat la ceea ce înseamnă dorința lui de a clarifica odată pentru totdeauna care este soarta curzilor din Siria, legătura lor cu PKK-ul din Turcia și dacă se va întâlni sau nu el cu Bashar al-Assad. Deci acolo avem un triunghi foarte interesant, iar Bashar al-Assad așteaptă în primul rând să vadă dacă și cum el fiind alauit și fiind tradițional conexat cu șiiții din Siria și ajutat foarte mult de către Iran, care în momentul de față este singura lui șansă de a rezista acolo și de a-și impune în continuare, să spunem, forța militară și forța, influența asupra Siriei. Și atunci trebuie lămurită partea de nord a Siriei și a zona kurdă și să vedem acolo ce se va întâmpla și cum vor acționa curzii care putem să înțelegem după ce au pățit cu statul islamic că le este foarte la îndemână să renunțe la arme, spunând, băi, ok, predăm armele sau intrăm în armata lui Bashar al-Assad, dar atenție, paradoxal, deși curzii au fost oprimați de Bashar al-Assad, în momentul în care statul islamic s-a dus peste ei și a încercat să-i decimeze pe curzi, curzii sirieni s-au dus la Bashar al-Assad și a spus, te rugăm să ne aperi. Iar Bashar al-Assad a spus, nu-mi pasă. Cătălin Gomboș, punctul tău de vedere asupra situației din Siria. Un aspect despre care n-a zis Cristian Barna este legat de Israel. Bashar al-Assad trebuie să se uite și către Israel. Israel care de ani de zile, încă din perioada războiului civil sirian și a infiltrării iraniene, pentru că acela este momentul în care Iranul a început cu adevărat să se infiltreze în Siria și să încerce să-și construiască baze cât mai aproape de granița cu Israelul și puncte logistice ca să alimenteze Hezbollahul din Liban. Și Israelul știm că cu regularitate a lovit aceste puncte ale Iranului, iar acest lucru s-a întâmplat cel mai recent, a fost o lovitură aeriană nerevendicată, mi se pare, la Damasc, exact împotriva forței Quds, forța Quds care a fost vizată și de atacurile de azi noapte ale Statelor Unite. Deci trebuie să fie atentă și acolo și cred că este mai frică lui Bashar al-Assad de Israel decât de prezența americană. Un punct important legat de prezența americană... Scuze-mă, o secundă. Acesta este motivul pentru care Assad taci în momentul de față? Dar n-a tăcut. Au denunțat și ei asta. Din punct de vedere retoric, vorbesc sirienii.
nu fac nimic. Este, deci sunt vorbe goale ceea ce spun, cum n-au făcut nimic nici împotriva Israelului sau nu fac nimic asumat, tocmai pentru a evita o escaladare care ar fi în dezavantajul lor. Și spuneam de americani, este o chestiune importantă, cei 900 de militari americani din Siria sunt acolo fără acordul Damascului, spre deosebire de Irak. Unde există un acord cu guvernul irachian sau alte țări din Orientul Mijlociu, pentru că sunt baze peste tot în regiunea ale Statelor Unite, încă mai sunt. În Siria nu este un acord și cu toate acestea regimul sirian s-a ferit să intre în conflict cu Statele Unite. Din câte știm, a fost un singur mare incident când tot așa miliții șiite, deci nu forțe guvernamentale siriene, dar miliții șiite aliate cu Damascul, cu mercenari ruși din grupul Wagner înainte de războiul din Ucraina, au avut o bătălie cu o mică unitate de forțe speciale americane și a costat foarte mult acea bătălie. Aia a fost probabil încercarea să vadă dacă pot să pătrundă în acea zonă din estul Siriei, unde se află americanii pentru a controla lupta cu statul islamic, dar zonă unde există și câmpurile nu sunt foarte bogate, nu se compară cu cele ale Irakului, dar unde sunt și câmpurile petroliere ale Siriei, în Deir al-Zur. Într-adevăr, cât din teritoriul național mai controlează Bashar al-Assad în momentul de față? Pentru că avem acolo, dacă nu mă înșel, și teritorii pe care controlează Federația Rusă, spre exemplu. Controlează cea mai populată zonă. Cea de la Marea Mediterană. Estul Siriei este în primul rând deșert. În nord sunt curzii, dar zona unde este concentrată populația arabă, cu excepția nordului, a provinciei Idlib, care este împărțită între zonele controlate de turci sau miliții pro-turce și ce-a mai rămas din forțele rebele, un amestec de tot soiul de rebeli, inclusiv noua variantă Al-Qaeda și probabil și rămășiți ale statului islamic. În rest, Siria este controlată destul de bine de guvernul de regimului Bashar al-Assad. Dar Siria nu mai este, pentru că Siria nu s-a reconstruit după acel război civil care a fost devastator. Ei acum, o mare parte din bugetul Siriei, de exemplu, asta este o problemă regională, vine din traficul de droguri care se pare că este controlat de către Assad, și regimul său, amfetamine care sunt exportate în special în zona Golfului, unde sunt consumatorii și banii. Bun, în tot acest context, Cristian Baram, avem 3 minute până la pauza publicitară. Dacă ar fi să tragem o primă concluzie, care sunt principalele zone de conflict care ar putea escalada în perioada următoare? Eu cred că americanii nu vor renunța la inițiativă și toată acțiunea asta pe care am văzut-o noaptea trecută la adresa miliților șiite va continua. Eu cred că va continua. Cred că hutii din Yemen se vor potoli și ei, deoarece și acolo s-a văzut că forțele aliate britanice și americane au reușit să-i pună în dificultate și le-a arătat că știu exact unde se află cantonașul, unde au depozite de arme, centre de comandă și așa mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, eu cred că SUA a repreluat inițiativa în Siria și în Irak și în Golful, din Golful Aden și la Bab el-Mandeb în strâmtoare. Ca atare nu văd acolo că va, eu nu cred că va izbucni un conflict. Eu cred că lucrurile vor rămâne în acest status quo. Evident că vor exista și vor exista mici râci. Cred că în continuare, din păcate, spun eu, încă situația aceasta cu Hamasul și cu Fâșia Gaza rămâne cea mai puternică, escaladantă în Orientul Mijlociu. Cu impact regional, Cătălin Gomboș? Bineînțeles că poate fi impact regional, pentru că situația rămâne tensionată în toate aceste puncte de influență. Deci avem Yemenul, este Irakul, este Siria, este Libanul cu Hezbollahul care se agită. Niciodată nu putem ști când din orgoliu sau din intenția de a-și salva obrazul, lucrurile pot escalada. Avem aceste puncte fierbinți. Ar putea apărea noi state care să cunoască o dinamică internă tensionată? Mă gândesc la Iordania, spre exemplu. Nu.
Nu, Iordania cred că este bine securizată, la fel zona Golfului. Deocamdată nu cred că vor fi... Asta pentru că întreaga capacitate de penetrare a Iranului în regiune nu poate ajunge în aceste state. Exact. Da, sau au ajuns într-unele din ele, dar a fost neutralizat. A fost neutralizat. La Arabia Saudită și Bahrain, în primul rând. Și Bahrain, unde am avut atât de multe proteste și un Hezbollah construit special pentru Bahrain. Exact, numai că Bahrainul este țara din Golf, singura până acum, care a sprijinit operațiunea și sprijină operațiunea americană împotriva miliției Houthi. Da, și să nu uităm că acolo este staționată flota 5 americană, dar Bahrainul are o specificație aparte și trebuie să recunoaștem. Este vorba de un stat condus de către o monarhie sunită, într-o țară majoritar șiită. Da. Bun, luăm o scurtă pauză publicitară, domnilor, și ne reîntoarcem în câteva minute. Ne-am reîntors. Cătălin Combo, și în prima parte a acestei discuții, Cristian Barna vorbea despre faptul că un Iran nuclear ar schimba puțin dinamica regională. Crezi că obținerea armamentului nuclear de către Iran ar conduce către o nouă paradigmă în Orientul Mijlociu? Ar putea crește capacitatea sa de influență? Cu siguranță că ar putea crește. Să ne uităm ce face Coreea de Nord, pentru că are o politică extrem de agresivă. Pe de altă parte, dacă Iranul ar obține arme nucleare, asta ar încuraja grupările din regiune, dar asta n-ar aduce un câștig economic, să zicem, Iranului. Nu i-ar transforma economia, care are de suferit destul de mult din cauza sancțiunilor impuse de Statele Unite, care, ca urmare a retragerii din acordul nuclear. Și acum Iranul, dacă nu face cumva să tempereze atacurile Houthi în Marea Roșie și în Golful Aden, riscă să piardă legăturile comerciale și cu China. Chinezii i-au avertizat pe iranieni clar: potoliți-vă, pentru că altfel, sau folosiți-vă influența ca să se potolească Houthi, pentru că altfel s-ar putea să nu mai fim atât de binevoitoși. O economie Iranului depinde în acest moment în mare măsură de China, mai puțin de Rusia. Da. Dar ar fi acel deterrent, descurajare, plus de descurajare, exact, pe care Iranul l-ar avea să... Pare că obținerea armei nucleare și de către Kim Jong-un și de către Ayatollahii de la Teheran este o asigurare a menținerii puterilor, de a nu fi răsturnați, decât de a încerca, cel puțin cazul Teheranului, exact, de a avea o politică agresivă în regiune. Ar putea să ar risca mai puțin, probabil în concepția lor, o operațiune terestră, deși eu nu cred că Statele Unite vor mai lua în calcul într-un viitor apropiat sau chiar pe termen mediu o operațiune terestră oriunde în zona asta. Pentru că ce s-a văzut în ultimii, nu știu, 20-30 de ani, este că Statele Unite au capacitatea să câștige un război și să-l câștige rapid, dar devine deja mai complicată problema atunci când trebuie să mențină controlul unui teritoriu ostil. Și asta este valabil cam peste tot, mai ales dacă încerci să te porți cât de cât după anumite reguli, dacă îi împuși pe toți. Probabil că vei controla acel teritoriu. Așa, de-aia. Cristian Barna, te văd că zâmbești, dar îmi aduc aminte, vorbind despre programul nuclear iranian, premierul Netanyahu a făcut o conferință de presă, a arătat câteva sute de CD-uri în care erau date, doar CD-urile am văzut, nu știm datele, care erau date și informații privind avansul nuclear iranian. Spunea Benjamin Netanyahu atunci: dacă nu facem ceva împotriva Iranului, vor avea arma nucleară în 6 luni de zile. Iată că Iranul, cel puțin oficial, nu are arma nucleară în momentul de față. Este acel status quo. Este acel status quo, să punem în balanță ceea ce, această informație. Trebuie să avem în vedere faptul că în permanență Iranul este cel care își ascunde foarte bine ceea ce înseamnă programul nuclear. Nu avem garanția. Ce se întâmplă de fapt? Ce nu poate face Iranul și ceea ce deja Pakistanul a făcut și Coreea de Nord a încercat și a făcut, Pakistanul, India în schimb au făcut, sunt acele teste nucleare. Sunt trei tipuri de puteri nucleare
to be, adică care urmează a fi, sunt acelea care nu recunosc nimic și nu spun că vor să aibă puterea nucleară, sunt acelea care spun suntem în etapa în care vrem să dovedim că avem această putere nucleară și sunt aceia care pot să spună, domnule, am făcut și teste deja. E, Pakistanul și India deja și Coreea de Nord au făcut teste cu arma nucleară. Știm cu asta, Pakistanul în 1993, 1999, în 1993 au fost sub embargo militar din partea SUA, în 1999 le-au pus și embargo comercial, cum se află și acum în momentul de față Iranul. Iranul încă nu a făcut aceste teste și pentru aceste teste să ai armă nucleară trebuie să ai două capabilități. Prima este arma propriu-zisă nucleară, adică încărcătura explozivă nucleară care să demonstrezi că are puterea aceea de a exploda în acel fel. Doi la mână racheta. Este capacitatea de a duce la țintă acest, adică acele rachete cu rază lungă, scurtă, medie de acțiune, capacitatea de a duce la țintă. E, cred, sau ceea ce a spus Netanyahu și informațiile sunt destul de persistent circulate în mediul inteligență, armată, analiștilor militari și analiștilor de inteligență, este că partea de bombă nucleară, adică de capacitate de explozie nucleară, se pare că acele 6 luni este posibil să fi trecut cu succes pentru Iran. Ce face Iran în momentul de față? Iranul este un actor rațional și spune așa, dacă eu declar că am bomba nucleară, dar n-am ce face cu ea, adică n-am cum să o duc la țintă, adică nu pot să-mi lovesc inamicii, practic voi fi distrus. Și atunci preferă să tacă sau preferă să prefacă că nu are această armă nucleară. În momentul în care va avea capacitatea să ducă arma nucleară la țintă, și asta ar însemna totuși câteva sute, poate chiar mii de ogive nucleare care poate fi transportate de aceste rachete modificate, care le-au Satan, nu știu cât, 2-3, cele rusești modificate, care au ajuns totuși la 3000 și ceva, spun ei, de kilometri raz. Iată, vorbeam de premierul Netanyahu care prezenta acele CD-uri cu informații. Avem un Israel care nu recunoaște care avea armă nucleară, deși sunt informați care avea cel puțin 500 de rachete nucleare cu rază scurtă și medie de acțiune. Hai să zicem scurtă de acțiune. Și avem o declarație lui Mohammed bin Salman, care practic conducătorul de facto al Arabiei Saudite, care a spus așa, dacă Iran nu va avea armă nucleară și noi va trebui să avem. Și atunci ceea ce discutăm aici este de o escaladare a unui război. O să vorbim de o dilemă de securitate pentru statele din regiune, Cătălin Gomboș, pentru că și ele își vor dori să-și asigure propria securitate. Iranul oricum are pârghii, n-are nevoie. Arma nucleară este, nu știu, mai mult simbolică, pentru că ei au anumite pârghii să dea lumea peste cap. S-a văzut, de exemplu, în acel atac atribuit miliției Houthi de acum câțiva ani, împotriva capacității saudite de producție. A fost o singură lovitură și instantaneu prețurile la petrol în întreaga lume au crescut semnificativ, dar nu a avut un impact foarte mare. Ori câmpurile din Arabia Saudită și toate instalațiile sunt în raza rachetelor pe care le are Iranul convenționale. Poate să închidă dacă își dorește sau cel puțin să provoace complicații foarte mari în strâmtoarea Hormuz. Chiar dacă americanii sunt prezenți acolo, nu este atât de greu să scufunzi niște nave civile și să pui traficul mondial pe putuci. Și pune toată șina globală în cap. Exact, mai este și cealaltă unde sunt Houthi, Babelmande. Da. Deci au niște pârghii pe care însă vedem că s-au folosit să le folosească până acum iranienii, dar ca să folosim o expresie mai populară, au arătat din când în când pisica. Au fost anumite atacuri și în zona Golfului și în largul coastelor Omanului. Avem situația de la Marea Roșie, acel atac din Arabia Saudită. Deci au arătat că în caz că se va ajunge la o confruntare largă, au și ei capacități. Destul de impresionante. Te rog, Cristian, următoarea. Putem vedea lecția învățată a Federației Ruse în Ucraina. În momentul în care Iranul ar avea armă operațională nucleară care ar putea fi competitivă sau combativă cu ceea ce ar însemna capacitatea de anihilare imediată, vorbim aici de scutoare antirachetă, vorbim aici de rachete care pot fi trase peste... Adică, dacă ai 200 de rachete nucleare, nu reprezinți nimic în țară, în lumea asta, pentru că cu 200 de rachete, păi americanii au 5.000, rușii au 5.000 și asta. Ok,
NATO are 5.900. Dar dacă ar avea acest lucru, ar putea să spună ca și Rusia. Uite ce este. Noi ne facem noi aici, ne reglăm niște lucruri, cum bine a spus Cătălin. Demonstrăm că putem, demonstrăm că suntem foarte bine amplasat strategic aici ca să blocăm niște lucruri și zicem așa, chiar o să facem și nu credem că o să vă legați de noi pentru că o să tragem cu arma nucleară, ceea ce face Rusia acum în Ucraina. Nu face acum, anul trecut o făcea. Când i-a fost un pic mai greu, a spus, dacă ne puneți prea tare bocancul pe gât, noi ne gândim să folosim și arma tactică nucleară. Nu au spus-o așa? Au spus-o. N-au făcut-o. Evident că n-au făcut-o. Ei, asta ar însemna un Iran nuclear în părerea mea în Orientul Mijlociu. Și ar putea, lăsăm la o parte că ar fi o apărare, o umbrelă de securitate asupra Iranului intangibilă, ar putea să înceapă să se uite spre zonele șiite pe care și le-ar vrea să și le aroge. Și știm, cum a zis bine Cătălin, Arabia Saudită, să nu uităm că acolo zona aia de 13% de populație, unde de fapt sunt și câmpurile lor petroliere, sunt locuite de șiiți. Și locurile sfinte, și locurile sfinte sunt tuturor, exact, musulmanilor. Și aici Iranul ar putea să înceapă să provoace un pic de agitație. De aceea Arabia Saudită este și va fi întotdeauna marele inamic și asta este bine. De ce? Pentru că asigură ceea ce înseamnă acea... Balanță de putere, exact, în regiune. Balanță de putere în zona Golfului, care a fost ruptă după schimbarea regimului Saddam Hussein. Dar ce am uitat, în 2001 era chiar un acord de securitate pentru eradicarea Al-Qaeda între Arabia Saudită și Iran. Iranul, regimul ayatollahilor, permisese existența a doi președinți foarte moderați, Khatami Rafsanjani, lucru care, după schimbarea Saddam Hussein, s-a schimbat radical. Totuși, pare că sunt câteva tensiuni interne privind stabilitatea regimului Cătălin Gomboș în Iran. În primul rând, se vorbește despre faptul că nu există o persoană care să-l înlocuiască având legitimitate pe actualul lider suprem, are o vârstă înaintată și tot se gândește ce va fi următorul. Că este bolnav, că da, să fie, mai mult, moară, mai mult este... pare că acesta încearcă să-l promoveze chiar pe fiul său în funcția pe care o deține în momentul de față. Foarte multe nemulțumiri în rândul cercurilor înalte din Iran. Da, este foarte complicat. Există și o pătură, s-a văzut. Este o pătură importantă a populației care nu mai vede lucrurile în favoarea regimului. Dacă regimul, să spunem, a avut o anumită susținere atunci când s-a ieșit din dictatura șahului, când a fost Revoluția Islamică în 1979 și în anii care au urmat și a reușit să se consolideze, a reușit și să treacă prin acel război cu Irakul cu sacrificii enorm de mari, cam ce face Rusia astăzi, făcea și Iranul, trimiteau valuri umane împotriva, da, irachienilor. Au rezistat pentru că au avut foarte mulți oameni, într-adevăr. Nu mai are regimul aceeași susținere. S-a schimbat demografic, sunt foarte mulți, majoritatea populației Iranului sunt tineri. Nu mai au nicio legătură cu vârsta medie, 79. E undeva la 30 și ceva de ani, vârsta medie în Iran. Da. 30-35 de ani. Exact. Deci avem pe de o parte această pătură a populației. Pe de altă parte, problemele economice se simt. Să nu uităm că în Iran în ultimii ani au fost două mari valuri de proteste. Unele generate de nivelul scăzut de trai. Nivelul scăzut de trai. Dar și de rezultatul votului. Protestele 2009 împotriva lui Ahmadinejad. Opozanților regimului, să zicem, nemulțumiți de inclusiv acest port islamic care este impus, au fost câteva luni bune de proteste în care oamenii au ieșit în stradă, ceea ce nu s-ar fi întâmplat acum 20 de ani, să spunem. Deci regimul nu este chiar monolitic în privința celui care va prelua Iranul odată ce moare Rafsanjani. Nu Rafsanjani, Khamenei. Khamenei. Probabil că un rol foarte important îl vor juca gărzile revoluționare. Cea de-a doua armată a Iranului, armata care este... Care apără revoluția și care practic exact, apără ayatollahii. Exact, să apere revoluția și să apere pe ayatollahi, care controlează această forță Quds responsabilă de expansiunea regională a Iranului și de toate aceste miliții șiite, care are și cercetări militare și are foarte mari interese economice. Dar deja aici începem să vorbim tot mai mult de o castă.
nu de o mișcare fanatică, religioasă. Bineînțeles că au și fanaticii lor și sunt oameni care încă mai cred în Revoluția Islamică, dar cred că după atâția ani sunt destui cei pentru care este o chestiune de business, de putere, de bani. Și aceste, vorbind de business, și aceste embargouri impuse treptat de către Occident și Statele Unite au permis gărzi revoluționare, care practic vorbind de securitatea internă a țării, să dezvolte propriul său capital, pentru că au beneficiat de șansa de a putea face contrabandă în interiorul Iranului. Cristian Barna, foarte pe scurt, cum vezi regimul iranian în următorii ani de zile? E posibil o schimbare la Teheran? Se încearcă asta de 20 de ani. Hai să vorbim de acest scenariu în contextul în care actorul lider suprem nu ar mai fi în viață. Se încearcă asta de 20 de ani. Acum 20 de ani tot 70% din populație era tânără și se spera că acest tineret va ieși în stradă și va dărâma regimul religios. Nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla. Din punctul ăsta de vedere, acum lucrurile, ei sunt foarte încapsulați, adică sunt ca într-o capsulă pe care este destul de greu de penetrat și de către serviciile de informații israeliene și de către serviciile de informații americane. Odată cu războiul din Ucraina, lor le-a venit ca o mănușă. De ce? Pentru că au mai primit o gură de aer proaspăt atunci când au început să facă bani împreună cu rușii sau datorită rușilor când le-a exportat acele drone. Iranienii spun că acele drone au fost date rușilor înainte să înceapă războiul din Ucraina. Recunosc că sunt dronele lor, dar că nu l-au oferit atunci. Deci, practic, în momentul în care ei deja contrabalansează și din punctul ăsta de vedere nu mai sunt în acea situație disperată care erau înainte de începerea războiului din Federația Rusă, când presiunea Israelului asupra lor, să ne aducem aminte că Israelul vroia să facă un atac la sol, vroiau să intre, să-i bombardeze știind de acele facilități nucleare și doar diplomația și moderația SUA a făcut ca Iran. De ce se întâmpla? De ce Israel nu vrea să atace Iran? Nu putea să atace Iranul? Pentru că bombele nucleare pe care se presupune că Iranul le are, le aveau niște facilități la 50-100 de metri subteran, care în schimb erau și protejate de foarte multe straturi de un ciment foarte puternic. Și atunci Israelul nu avea acele bombe cu explozie în ciment de mare adâncime. Așa cum le-au americani și l-au folosit sub comandă de Donald Trump în Afganistan. Americanii nu vreau să le dea aceste bombe. Și atunci era ceva de genul, armata israeliană spune, dom'le, dacă îi atacăm numai așa, fără să avem aceste bombe americane și americanii să ne sprijine, unul la mână, dacă îi atacăm numai noi, avem o mare problemă în Orientul Mijlociu, că suntem iară singuri împotriva tuturor. Domnilor, avem și noi mare problemă, timpul s-a încheiat. Dacă nu făceau asta, ei practic nu mă scorojeau la suprafață. Cătălin Gombo și Cristian Barna, vă mulțumesc pentru prezența la CEC Media. Sunt Răzvan Munteanu, vă mulțumim că ne urmăriți, rămâneți alături de B1 TV.